Înainte de toate, Timișoara reprezintă unul dintre cele mai importante centre ale minifotbalului românesc. În mod întâmplător, la Timișoara regăsim un număr pe care nu avem să-l găsim în alte județe ale țării, peste 120 de echipe, ceea ce practic reprezintă că modelul de management care s-a implementat aici în ceea ce privește dezvoltarea minifotbalului la nivelul județului Timișoara reprezintă unul de succes. Acesta practic reprezintă și unul dintre motivele principale pentru care am ales că această conferință, această gală care își dorește să premieze minifotbalul românesc, să aibă loc chiar la Timișoara. Acest lucru urmă practic să continue în anii următori. Atât în România cât și la nivel european. Acest lucru este posibil pe de o parte datorită unor principii și unor valori puternice la care ținem foarte mult și a unor fundamente sănătoase pe care minifotbalul s-a dezvoltat în această perioadă, atât la nivel național cât și la nivel european. Pe de altă parte, în momentul în care îți stabilești indicatori de performanță, obiective clare, rezultatele nu întârzie să apară, iar organizațiile evoluează negreșit. Sunt pregătit să aduc același suflu, același dinamism, același optimism și în fotbalul mare, care în momentul de față, din punctul meu de vedere și nu numai, dar foarte multor români indignați și dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, a ajuns la sapă de lemn. La sapă de lemn din punct de vedere financiar, din punct de vedere moral, dar și din punct de vedere al performanțelor. Cât despre faptul că las minifotbalul, sunt sigur că las pe mâini sigure, în contextul în care voi câștiga aceste alegeri la Federația Română de Fotbal. Păi nu în campanie, adică ele trebuie implementate. În mod cert, în momentul de față, principiile și viziunea mea de ansamblu a modului în care trebuie reeficientizat fotbalul românesc le puteți regăsi în programul meu de guvernanță sportivă pe care, și altfel spus, programul meu de candidatură care poate fi găsit chiar pe site-ul personal, dar și în formă tipărită. În primul rând, de ceea ce are nevoie Federația Română de Fotbal și fotbalul românesc este de a reda încrederea românilor că fotbalul le aparține și că fotbalul nu este pur și simplu mâna unui grup de interese, a unor cumetrii, a unor cumnății și așa mai departe. În primul rând, domnul Mircea Sandu nu trebuie să recunoască Federația de Minifotbal. Federația de Minifotbal din România este recunoscută de Justiția din România, este recunoscută de Tribunalul București, care ține registrul federațiilor sportive din România, așa cum și Federația Română de Fotbal se regăsește în același registru. Ceea ce pot să vă spun însă este că domnul Mircea Sandu este rupt de o realitate națională. Pe de o parte, el neglijează sau pur și simplu nu poate conștientiza că sunt peste 30.000 de români care practică acest sport, că mini-fotbalul în România a devenit un fenomen social, în aceeași măsură în care domnul Mircea Sandu nu înțelege că suporterii României au rătat de foarte multă vreme cartonașul roșu, ceea ce practic ar fi trebuit să ducă la eliminarea sa din conducerea Federației Române de Fotbal. În același timp, domnul Sandu este rupt de o realitate europeană. În momentul de față, în Europa, vorbim de peste 1 milion de practicanți de mini-fotbal. Vorbim de o recunoaștere a celor mai importante guverne din Europa, guvernul Marii Britanii, guvernul CE, guvernul statului Israel, guverne care recunosc activitatea minifotbalului, prin urmare nu ne așteptăm la o recunoaștere a unei persoane care a avut 24 de ani la dispoziție să ne arate de ceea ce este capabil, de ceea ce este dispus și să facă pentru fotbalul românesc. Aceasta este una dintre grozăviile pe care cu care fotbalul românesc ne-a obișnuit în ultima vreme. Pe de altă parte, domnul Gheorghe Popescu își dă demisia, așa cum spune dumnealui, din Comisia de Disciplină a UEFA, dar în același timp dorește să candideze pentru cea mai importantă funcție din fotbalul românesc, punând practic mai prejos pe toți românii, mai prejos decât o comisie a UEFA. Prin urmare, în aceeași măsură, domnul Gheorghe Popescu este urmărit în momentul de față pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Într-o țară normală, nu am putea avea un asemenea candidat la o funcție de maximă vizibilitate a unei organizații care ar trebui să fie de top în România.